În această situație sunt 40 de asociații de proprietari, persoane fizice și persoane juridice din Pitești. Îi atenționăm și pe ceilalți răuplatnici să achite debitele restante. În caz contrar, vom trece în perioada imediat următoare la executarea tuturor sentințelor definitive și irevocabile. Aproximativ 60% din primele 40 de sentințe trimise la executor au fost deja încasate, declară Sorin Apostolicianu, economist șef al societății de termoficare. De altfel, debitele înregistrate se ridică la suma totală de 4 milioane de lei. Executarea se face la început, în cazul persoanelor fizice, prin poprire salarială, iar apoi prin scoaterea la vânzare a apartamentelor. Din cauza acestor datorii, societatea piteșteană are la rândui mari probleme financiare. Mai mult, conducerea societății a fost obligată să facă chiar și restructurări de personal.